așa, deci hotărât trebuie să merg după cumpărături neapărat. Trebuie să sun pe cineva din prieteni ca să meargă cu mine. E cumva o glumă? Un prank? Ce-i cu asta? Doamne ferește! Și voi vreți să spuneți că noi suntem la jumătate de luna iunie? Serios? Cu așa timp afară? Mersi foarte mult pentru așa timp. Deci, fix perfect pentru cumpărături. Dar ce dacă tata să cumpere un fel de aparat sau un fel de mașinărie care să schimbe timpul și să-l facă așa cum vreau eu? Interesant, există așa ceva? Trebuie să-l sun și să-l întreb, numai decât. Alo? Da? Te încurc? Nu contează. Uite, am o întrebare foarte urgentă, foarte urgentă. Așa, întrebare urgentă. Bine, gata, trec la întrebare. Tu nu poți să cumperi vreo mașinărie care să schimbe timpul într-o secundă? Adică timpul de afară, deoarece el este oribil. De exemplu, eu vreau soare să facă soare. Nu? Nu există așa ceva? Bine, hai, pa. Degeaba nu m-am sunat. Și ce să fac eu acum? Cum să merg la cumpărături? Nu asta. Nu, s-a început ploaia. De ce? Sunt atât de nenorocoasă. Cum eu să lucrez acum? Trebuie să-mi calc șizmele lui mama și paltonul lui mama să-l iau. Că eu nu am geacă. Cum o să merg eu la lucru? Poate să rămân acasă. Nu, o ploaie simplă nu poate să mă oprească. Eu vreau să adun bani. Vreau. Înseamnă că o să merg la lucru. Și un timp rând nu o să mă oprească. Cum eu să stau acasă? Toată ziua stau acasă? Nu. Cu un lenșor? Nu, eu totuși o să mă duc la lucru. În palton, în cizmele lui mama, dar o să merg la lucru. Așa deci, dacă eu nu pot să merg după cumpărături din cauza timpului, cumpărăturile vor veni la mine. Le comand de pe site-uri. Așa, cel mai important, adorabilul site, cel mai preferat, Zara. Deci să vedem. Nu sunt colecții noi? Ok. Ne uităm la Dior. O să vedem la Prada. La Versace. La Dolce & Gabbana. Nu e stilul meu acolo. Louis Vuitton. Nu-mi plac hainele acolo. Gucci nici nu intru. Nu-mi place. Poate să vedem. Poate încățămintea? Vreau să văd la Adidas. Mai bine trec la Nike. Iată ce îmi plac. Aceste albe cu roz. O să stau câteva ore după tabletă. Câte haine, wow! Deci, e mult mai comod să-ți comanzi hainele de pe site-uri. Super. Iată, la Versace am găsit. Asta o vreau și asta o vreau și asta. Comandă, perfect. Unde este? Unde este paltonul și cizmele lui mama? Nu le găsesc în dulap. Sper să răspundă mama. Hai, te rog, mama, este foarte urgent. Te rog, răspunde. Alo, mama? Uite, dar unde este baltonul tău și cizmele tale? Că nu le găsesc în dulap și îmi trebuie foarte urgent. Tu le-ai îmbrăcat astăzi? Și cizmele? Bine. Azi vreau să merg la lucru și s-a început ploaia. Și e glod afară, eu n-am în ce să mă îmbrac. Uite, eu m-am gândit... Poate să merg în second-hand-ul de lângă casă să-mi cheltui totuși banii pe care i-am strâns 5 ani, aceia care mi-ai dat tu de ziua mea de naștere, care mi-ai dat tu de sărbători, că i-am strâns pe toți. Nu? Zici să-i păstrez? Bine, dacă spui tu așa, bine, hai, pa. Totuși nu trebuie să-i cheltui, mama are dreptate, poate o să am nevoie de altceva mai urgent. O să îmbrac eu totuși cămașa mea. Chiar dacă are o gaură mare, nu-i nimic. Poate o să reușesc și o să găsesc niște ațe prin casă și o să pot să cos. Poate s-ar opri ploaia. M-am plictisit. Nu m-am plictisit. Nu, eu vreau să-l văd pe tata sau pe mama. Tata toată ziua este la lucru și lucrează zi și noapte, dar mama, la fel, e la lucru, e la chestiile ei, mereu e ocupată. Eu nu-mi văd părinții absolut deloc. Eu petrec toată viața cu Elizaveta și bucătarul și toate servitoarele din casă. Gata, o sun pe tata. Alo, tata, trebuie să vii acasă. Urgent, e foarte urgent. Numai decât trebuie să vii acasă. Deoarece mi s-a făcut tot, tata, eu nu te văd absolut deloc. Te văd o dată în an, ca pe Moș Crăciun, de anul nou. Tata, de ce atât de mult lucrezi?
deoarece fiica ta are nevoie de mulți bani. Nu-i drept, bai drept, dar am nevoie și de atenție. Tu știi că cina mea trece împreună cu Elizaveta? Elizaveta, cu servitoarea, nu cu părinții, e normal? Sunt copii și am nevoie de atenție, nu? Nu doar de bani. Înțeleg că muncești acum și ești la serviciu, dar eu ce să fac? Promiți. Promiți că azi vin mai devreme și mâncăm împreună. Nu, serios, promiți. Ai promis, da? Bine, ține-te de cuvânt, dacă nu mă supăr. Hai, pa! Eu sper că tata o să vină mai devreme, deoarece chiar mi-e dor, cât se poate. În sfârșit o să-mi văd părinții. Sper că i-a plăcut, Doamne, cum am lucrat. E prima zi, dar parcă a spus că i-a plăcut totul. Așa, acum trebuie să aștept când o să mă sune domnul și o să merg la el, la a doilea lucru. Da, parcă tot normal. Mama, Ira, tu ești acasă de acum. Salut și cum la tine? Mama? Dar ce faci tu acasă? Nu trebuia să fii la lucru? Păi am prânzul. Tu uite câte ora, eu doar am prânzul. Ah, da. E prânzul și eu am uitat. Ai găsit biscuitul? Cum, a fost gustos? Uite acolo ți l-am lăsat. Tu l-ai găsit sau nu? Da, mam, am găsit biscuitul. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte gustos. L-am împărțit în jumate. O jumătate am mâncat la mic dejun și o jumătate am luat-o cu mine. După lucru am mâncat. Bravo! Și cum la primul lucru? Cum i-a plăcut la doamnă? Cum am fost acolo? Hai, povestești că mi-e interesant. Bine, doamna a spus că i-a plăcut cum a lucrat. A spus că o să mă aștepte toată vara să vin la ea. Și îmi achită destul de bine, 120 de lei și acum aștept ca să merg la a doilea lucru. Bravo, fetiță! Mi-am mulțumesc foarte mult că lucrezi și tu. Te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc, mama. O, mă sună, stai puțin. Da? Mă așteptați? Da, 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 eu vin. 15 minute și eu să fiu la dumneavoastră. Da, mulțumesc, la revedere. Gata, m-a sunat. Eu trebuie să merg la a doilea lucru. Uite și vreau, de acum la a doilea lucru te duci, doamne, mie așa de rușine. Copilul meu trebuie să lucreze, scuz-mă foarte mult. Pur și simplu, acum e așa situație și eu nu pot doar singură să lucrez. Scuze-mă, te rog, și tu trebuie să lucrez. Mama, nu-i nimic. Oricum, eu trebuie să mă înveț să pot să fac bani. În plus că banii aceștia o să mă ajute și pe mine foarte mult, o să pot să-mi cumpăr haine. Mulțumesc foarte mult, mă ajut foarte mult și pe mine și pe tine. Oricum mi este foarte greu că trebuie să tu te duci la lucru. Dar să știi că eu te iubesc foarte, foarte mult. Eu tot te iubesc. Bine, gata, eu am plecat la lucru ca să nu întârzii.